Petrică, Vasilică și Borcanul, partea a doua. Dar ce fugi, mai ce-i pățăt? Mi-a dat banii vecina. Nu mi-a dat. Am nevoie de hârliet. Pentru ce hârliet, măi? Îți povestesc când vin, mă grăbesc, mă așteaptă vecinul. Lumina va fi tăiată, dar el fuge cu hârliețul la vecin. Și bunătate o dat peste dânsul. Ladies and gentlemen! Vecine, ți-am adus hârliețul! Petrică, ți-am adus hârliețul, ai văzut? Zdarnic! Cum? Tu nini l-ai adus? Tu ți-ți l-ai adus? Tu sunt grosat! Cum? Eu? Să te fac gospodar pe tine? Măi, mie-mi trebuie banii sau ție? Bine, bine! Hai arată-mi unde ai pus banii și eu săp! Dar tu ce crezi că eu țin minte? Am uitat! Dar tu începe din capătul ăla până toată ograda, îți dau voi! Bine, o săp, te fac gospodar, dar mie-mi trebuie banii, ce să fac? Să mă gândesc, oare pe unde am pus eu banii? Petrică, da e adânc? Săp așa normal, cum ai săpat toamna la tine în grădină. Bine, dar și am încotro, am o săp. Poate găsim noi bani. Petrică, ia vină până la mine. Și vrei, Ioana, tași. Măi, Petrică, vină cu a măi. Ce, Ioana, ce vrei? Vin. Măi, vecine, nu mai pot, mai mă doar într-o parte. Sapă, sapă! Măi, Petrică, mai vină aici! Da, și oameni, nu știu unde trebuie să cauți! Ascultă la mine! Tu probabil ai pus-o acolo și ai uitat! Lasă-l săpi! Și la primăvară n-ați trebuie să săpăm! Măi, Petrică, nu dau din niciun borcan! Tu probabil îmi cu șmechereala, nu? Măi, Vasilică, măi! Mă tic că l-am pus acolo, măi! Hai să căutăm! Bă, dar scoți buruianul, gust? Dar dacă buruianul, te încurcă-ți găsești borcanul! Bine! Săp și lângă buruian, dar ce-am de făcut? El aici, ia-te aici, puț! Ia-te aici! Ia-te acolo? Minte, da! Hai că vii și acolo! Lasă-mă voi cu burcanul vostru! Măi, ce-ți trebuie bani? Sau mie-mi trebuie? Dacă vrei să rămâi fără bani de sărbători, poftim, du-te acasă! Dar dacă vrei bani și lumină de sărbători, Vasilică, mă ierți, dar trebuie! Dar trebuie, măi! Polic, vin aici, Vasilică, e ca aici! Nu, Vasilică, ia de acolo! Hai ca să ne încurcăm, să fug eu încolo, încoace! Încep dintr-un capăt și merg așa înainte, bine? Uaf, mi-am adus la mine! Ia să-mi copac! Eu n-am îngropat! Vine! Ia de-ai strapă! Super, mă, și vecină de aur am! Degeaba mă m-a chinuit! Căci eu l-am pus lângă gard! Stai! Dar care gard? Pentru că aici, lângă vecin, tot ai gard! Lângă care gard l-am pus? Lângă acela, ori acela. Vedeți? Unde se uită găina? Aha, da. Ea ne arată indiciu. Aha. Înseamnă că e acolo. Da, acolo. Hai! Acolo! Hai! Borcane! Număr banii și ți dau! O, câți am aici!
pensionist. Gata, vecinașul, ce-i zici la mine? Ce poftim, omidile? Măi, vecine, măi, da, ești un vecin din nota 10. Măi! Mă laud de azi, dă-i la tăt satul. Măi, vecine, eu te-am dat 1000. Da? Dar tu mie îmi dai 2000. Am glumit, de ce-s gârcit ca tine? Dar lasă glumile astea tale. Vezi, nimeni nu le înțelege. Dă, măi, borcanul, măi. Din borcan te-am luat. În borcan ți-i voi da, măi. Te pui înapoi acolo, cap, când ai, mai am nevoie. Da, și ești deștept. Vecine, hai să facem pace. O, mă duc eu pe drum pe afară. Hai să intri pe aici, cărărușă, ca pe vremă, știi? Oficial, deschidem poarta între vecinii Petrica și Vasilica! Să fie pace peste tot! Și la noi, în Mahalaua! Trăiască Petrica, măi! Hai! Și țăpați, măi, Vasilica, măi! Vă aude tot Mahalaua, măi! Ce, ai deschis poarta între vecini? Cum să nu o deschid? Mi-am împrumutat banii! Vom avea lumină de sărbători! Privește! Borcan, capac verde? Unde mai l-ai găsit, măi? Și pe ăsta l-ai găsit? Cum unde? La Petrică! El a îngropat borcanul cu bani! Ce șmecheroi, măi! Până face gardul, eu acolo am îngropat borcanul ăsta! Cum așa? Mă-ți banii mi-i ia toți de 50. I-am îngropat și eu să avem. Dar ei, în ultima vreme, nu s-au dus nicăieri de acasă. Mă duc să-i dezgrop. Na, am un iertator, nu va să-l iei și demonstrează. Că banii s-a noștri, dar nu s-a lor. De unde au știut ei unde concret ai pus tu banii, a? Eu când îngropam banii, am văzut o umbră. Mă duc eu să mă lămuresc eu cu Petrica. L-am făcut gospodar, i-am săpat în grădină, da? Și hârnesc la altul la dânsul. Mă lămuresc eu, banii mii și eu să-i împrumute, da? Petrica! Hai, ești bogat, da? Cu borcanul meu, cu bani! Petrica! Ți-am spus, eu nu trebuie să spui poarta. Și Ioana, ce bine când toți termină cu bine. În sfârșit ne-am împăcat cu vecinii, măi. Intrăm în anul 2024 cu pașii și liniște. Da, tare bine. Uite, Vasile, drăguț! Păi și-a uitat. Uita hârlețul! Stai, măi, că-ți dau hârlețul lângă de poartă! Da? Hârlețul, da? Da, altceva, nu vrei să spui? Și să spun. Banii! Eu i-am îngropat când n-am pus gard între vecini. Eu n-am știut unde o să fie hotarul. Și un pic a trecut peste hotar la voi. Cum așa? Nu tot am îngropat bani? Da. În fix așa borcan. Ei, borcanul nostru, iată, miroasa castraveț. Urați. Gata, vecine. Îți trebuie hârleț la magazin. S-a terminat prietenia noastră. Hai, și bani nu-ți mai dau. Îți banii mii. Pa, pa, vecino. Mulțumesc că ești zgropat. Sau tu ești zgropat? Eu ești zgropat. Mi-a găsit Ioana. Și cu ați suntem. Da, Petrică. Fă omul rugini că el să e cu hârlețul după tine. Măi, Petrică, i-am spus că am îngropat banii în borcan de castraveți murați. Da. Dar acela era de fasole și acela era nostru. Înseamnă că prin ogradă este borcanul lor. Hai! Voi, cum credeți? Avem noi dreptate! O să vedeți în partea a treia! Noi vă spunem pe curând! Pa, pa! Și puneți like-uri pentru noi! Și abonați-vă! Pa, pa!